Se plâng unii că avem prea multă justiție televizată, că e circ, că s-au săturat să vadă atâția mascați, că nu știu ce. Nicușor Constantinescu, de exemplu, sau Mircea Cosma, pe care l-au luat ăia ieri de pe scaunul dentistului. Continuă acest circ televizat, justiție televizată, DNA. Care este motivul de trebuie să fie săltat cu mascați, cum le place cronicarilor să spună? Da, să zicem că e un oarecare exces, dar pe de altă parte are efect utilitar, pe bune. Oamenii ar trebui să se obișnuiască puțin cu mascații, ca să-i cunoască, să nu mai fugă de ei, înțelegeți? Nu înțelegeți, ok, hai, vă explic altfel. Uite, avem la Bistrița un caz deosebit. Procurorii au organizat în 2012 un flagrant cu 6.000 de euro. Denunțătorul a depus bani în mașina suspectului. Problema e că procurorii și mascații n-au apucat să ducă flagrantul până la capăt, pentru că suspectul a fugit al naibii și dus a fost cu tot cu bani. Între timp l-au prins, a fost condamnat la 2 ani cu suspendare pentru luare de mită. Dar banii n-au mai apărut. Și în spate au venit niște hoți, niște bandiți și am fugit de acolo și acum sunt în fugă prin oraș. Deci eu în seara asta am fost atacat de 7 indivizi. Deci inculpatul zice că s-a speriat de mascați și a fugit. L-au prins după vreo 3 ore departe, prin Suceava. E, acum înțelegeți de ce e bine să vedem mascați la televizor? Ca să nu se mai sperie bieții oameni pe stradă, bă, să nu mai fug așa ca disperații. Mai ajung naibii prin spitale, infarct, insomnii, sechele. Deci de acum încolo ar trebui să facem o campanie de asta de conștientizare, domne, la televizor. Păi da, așa cum avem anunțurile alea cu beți 2 litri de apă, respectați mesele principale ale zilei, faceți sport, jos Băsescu, ar trebui și niște anunțuri de-astea cu mascații. Nu fugiți de mascați, respectați mascații zilei. Mă rog, cam așa ceva, încă nu m-am gândit la o formulă. Continuă acest circ televizat, justiție televizată, DNA.